Urmează o ediție incendiară, miercuri 11 octombrie. Se încin spiritele în Casa Iubirii. Robot se îmbrățișează cu Katinka pasional și o atinge tot pasional. Mihaela tună și vulgeră când vede imaginile și spune că nu o mai interesează. Deși Mihaela și Robert sunt împreună din nou, se pare că Robert calcă strâmb. Robert și Mihaela au fost la un date în urmă cu câteva zile, însă se pare că asta nu a contat deloc pentru Robert. Conflict bombă între Mihaela și Robert, se lasă cu scandal și ureă. Ionuț spune că Mihaela este posibil să plângă. Robert cere staffului să-i redea pe televizor imagini cu Mihaela să vadă ce se întâmplă în casa fetelor. Robert spune: da, mă, de ce să plângă? Tot Robert spune: nu îmi plac chestiile astea, atâta îi trebuie să plângă. Se va isca o mare ceartă, Mihaela stă la masă cu fetele și plânge și spune: și ce are el, ce oferă? Urmează eliminări pe bandă rulantă și sunt vizați chiar și cei vechi. Ce se întâmplă în gala de duminică din Casa Iubirii? Venim cu informații în avans despre gala din 15 octombrie. Cine este eliminat, cine este favorit și toate informațiile necesare. În gala din această duminică vom avea și un eliminat. După mult timp urmează să avem și un eliminat. Se pare că se apropie mare finală și trebuie să avem și eliminări. Eliminare surpriză, vom avea 3 concurenți propuși spre eliminare. Lasă un like și abonează-te la acest canal. Mulțumesc! Mulți se așteptau ca Robert să fie favoritul din această gală, deoarece s-a împăcat cu Mihaela, însă se pare că nu el va fi favoritul. Favoritul din această gală va fi Radu. Se pare că voturile sunt către cei care se victimizează cel mai mult. Radu primește cecul de 5.000 de lei. Tot Radu va avea imunitate totală și va putea propune încă un concurent la eliminare. Așadar, fetele îl vor propune la eliminare pe Laurențiu. Se pare că fetele au luat atitudine și se răzbună pe acesta, deoarece i-a făcut foarte mult rău Lorenei și a avut un comportament foarte rău. În casa băieților, băieții o vor propune la eliminare pe concurenta cu numele Katinka. Katinka este propusă la eliminare de către băieți. Katinka nu este la prima nominalizare, așa că concurenta deja este obișnuită să fie acolo. Urmează să propună la eliminare și favoritul acestei gale de duminică, 15 octombrie. Așadar, Radu o va propune la eliminare pe Larisa. Larisa este propusă spre eliminare de către favoritul acestei gale, Radu. Se pare că Larisa a fost votată, deoarece s-a jucat atât cu George, cât și cu Antoni. Lui Radu îi se pare un vot corect, deoarece nu îi vede Larisei un scop în această emisiune, deoarece nu este stabilă și doar s-a jucat până acum, pentru a rămâne în Casa Iubirii. Se pare că Radu nu a încercat să lovească în Robert sau Mihaela și a votat așa cum trebuie de această dată. Dintre cei 3 concurenți propuși la eliminare: Laurențiu, Katinka și Larisa. Concurentul care va părăsi gala din data de 15 octombrie va fi concurentul cu numele Larisa. Larisa părăsește Casa Iubirii. Larisa a fost votată de către Radu și se pare că exact ea va pleca acasă. Să vedem dacă Larisa se va revedea cu George, deoarece aceasta ar fi adus în discuție că ar vrea să se revadă cu el. Ce părere aveți? Este o decizie corectă ca Larisa să plece acasă? Lasă un like și abonează-te pentru alte informații suplimentare din emisiunea ta favorită, Casa Iubirii. O nouă ediție incendiară Casa Iubirii. Lorena și Laurențiu fac noi pași spre împăcare. Cei doi își fac noi mărturisiri care îi fac să devină mai apropiați și chiar să se sărute. Decizia neașteptată pe care a luat-o Cosmin în privința Juliei. Te vede cu alți ochi. Nu ratați un episod incendiar luni, 9 octombrie. Casa Iubirii, prezentată de Andreea Mantea și difuzată exclusiv la canal de Cosmin, ia o decizie neașteptată, care o va lăsa pe Katinka fără cuvinte. Laurențiu se va apropia, din nou, de Lorena. Iată ce urmează să se întâmple între cei doi concurenți. Ce decizie a luat Cosmin? Cosmin și Katinka au fost într-o cunoaștere, însă concurentul și-a dat seama că nu se simte suficient de atras de aceasta.
Astfel, tânărul a decis să se orienteze către Julia. În ediția de luni, 9 octombrie, Cosmin îi mărturisește Juliei că își dorește să interacționeze în continuare cu ea. Însă, Catinca este vizibil afectată de decizia concurentului. Cosmin spune: cu siguranță o să mai interacționăm de acum încolo. Laurențiu spune: Julia, Cosmin mi-a zis că te vede cu alți ochi. Larisa spune: la ce concluzie ați ajuns? Ați putea avea o relație neserioasă sau nu? Julia spune: eu zic să vedem prima dată dateul și după. Ce urmează să se întâmple între Laurențiu și Lorena? Lorena și Laurențiu fac noi pași spre împăcare. Cei doi își fac noi mărturisiri care îi fac să devină mai apropiați și chiar să se sărute. Laurențiu spune: ți-e dor de mine? Lorena spune: am spus înainte că da. Tot timpul mi-a fost dor, indiferent de situație. Laurențiu spune: mie mi-e foarte dor. Chiar și când eram rău mi-era dor de tine. Nu rata o nouă emisiune incendiară. Show-ul de la Canal de prezentat de Andreea Mantea le va aduce fanilor mai multe surprize în această ediție. Ce se va mai întâmpla în Casa Iubirii poți afla în ediția de luni, 9 octombrie, de la 10:00 și de la 16:30 la Canal D. Se încin spiritele între concurenții din Casa Iubirii, după ce își aduc acuzații grave. Laurențiu susține că Larisa îl place. Concurenta e foc și pară. O nouă gală incendiară Casa Iubirii are loc duminică, 8 octombrie. Radu face acuzații dure la adresa Biancăi și a lui Robert. Laurențiu susține că Larisa îl place. Concurenta e foc și pară. Niciodată. Jur. Aflați ce se va întâmpla. Duminică, 8 octombrie, fanii emisiunii vor avea parte de o nouă ediție incendiară, în care conflictele vor pluti în aer. Radu, noi acuzații la adresa concurenților din Casa Iubirii. Fiecare gala a emisiunii Casa Iubirii este marcată de multe tensiuni, emoții și chiar regrete. Astfel, lucrurile încep să scape de sub control în gală. Discuțiile dintre Radu, Bianca și Robert se vor accentua în ediția de duminică, iar fanii emisiunii Casa Iubirii vor avea parte de o ediție cu adevărat incendiară. Radu spune: Bianca mi-a spus acum câteva zile că grupurile ei sunt foarte curate și că la ea nu sunt jigniri. Bianca spune: adevărat. Radu spune: sunt multe jigniri legate de toți concurenții și la ea și la Robert. Robert dă ador la anumite postări unde sunt jigniți. Bianca spune: nu este adevărat. Robert nu este în grupul meu. Robert spune: ce vorbeam de tine? Răspunde. Radu spune: vorbeai de mine, de Cristina. Robert spune: eu nu am vorbit urât de absolut nimeni. Julia spune: ai zis că suntem oameni de 2 lei. Andreea Mantea spune: ce? Cine a zis? Săptămâna este pe cale să se încheie, însă atmosfera rămâne agitată în Casa Iubirii. Lucrurile nu par să se liniștească între concurenți. Replici tăioase, reproșuri și mulți nervi, cam așa s-ar putea rezuma gala de duminică, 8 octombrie, a emisiunii matrimoniale. Telespectatorii vor asista la o nouă ieșire nervoasă a concurenților, deoarece nu trece nicio zi fără ca fetele și băieții din Casa Iubirii să nu intre în conflict. Larisa va răbufni în ediție, după ce Laurențiu declară că aceasta îl place. Larisa spune: nu m-aș vedea în viața vieților mele cu el. Niciodată. Jur. Nu rata o nouă emisiune incendiară. Show-ul de la Canal de prezentat de Andreea Mantea le va aduce fanilor mai multe surprize în această ediție. Ce se va mai întâmpla în Casa Iubirii poți afla în ediția de duminică, 8 octombrie, de la 16:00 și de la 19:00 la Canal D. Larisa face declarații neașteptate despre Anton și George. Larisa va da cărțile pe față și le va spune tuturor că nu se vede într-o relație cu Anton, cel puțin în acest moment, spre dezamăgirea concurentului, care a încercat să se apropie de ea de când a pășit în Casa Iubirii. Totodată, în ediția de sâmbătă, 7 octombrie, dragostea va pluti în aer. Radu și Cristina vor avea parte de o întâlnire romantică în parc.
Cei doi concurenți vor petrece momente de neuitat și se vor bucura de o plimbare cu barca. Larisa, nu pot să mă pronunț acum, adică nu pot să zic că m-aș vedea într-o relație sau ceva de genul ăsta, dar am zis că sunt de acord să ne cunoaștem.